Pentru unii dintre voi care ați montat panouri solare pentru apă caldă menajeră nepresurizate, dacă aveți probleme cu presiunea, pentru că la aceste panouri nepresurizate presiunea apei vine doar din înălțimea, cu cât e pus mai sus, cu atât o să aveți o presiune mai mare, deci doar presiunea apei din cădere. Dacă aveți probleme în sensul acesta, puteți să rezolvați foarte ușor cu această pompă de presiune. Se montează pe circuitul apei calde, la ieșirea din panou. Vă alegeți un loc potrivit, unde să fie ferită de umezeală și de ploaie. Această pompă face în interiorul ei presiune, are un senzor aici care în momentul când deschideți apa caldă simte și face presiune în această pompă. Se alimentează la 220. Dezavantajul este că o să consume și asta curent și un lucru în plus, mai multe chestii de reparat. Asta ca element de comparare cu panoul solar presurizat, care nu necesită niciun fel de pompă și absolut nimic, dar costurile de achiziție sunt ceva mai ridicate. Cam asta este pompa. Prețul de achiziție este 375 de lei. Dacă găsiți în altă parte, cu atât mai bine sau cu atât mai rău, nu pot să spun nimic. Eu l-am achiziționat tot de la firma Solaro. Una peste alta, de calitatea panoului sunt foarte mulțumit. Calitate-preț pot să spun că e numărul 1. Mi-a plăcut calitatea, inox interior-exterior. Toate componentele sunt de calitate, iar pentru prețul plătit face o treabă extraordinară.